Bine v-am regăsit, dragilor, la un nou horoscop, de data asta pentru luna iunie 2024. Mă bucur să fiți din nou alături de mine. Nu uitați să vă abonați cu clopoțel și să scrieți un comentariu la acest clip pentru a ajuta comunitatea să crească. Și trebuie să aveți și răbdare ca această lună să treacă și să vedeți rezultatele. Îți mulțumesc că asculți Zodia Fecioară. Aceste mesaje sunt generale, fiți deschiși la minte și luați doar ceea ce rezonează cu voi. Nu uitați să vă abonați și pe site-ul meu pe www.andrealovin.ro pentru a primi informații gratuite pe viitor și, bineînțeles, dacă vă doriți o consultație cu mine, atât în tarot sau în astrogramă, vă recomand să intrați la servicii pe www.andrealovin.ro/servicii și să alegeți serviciul dorit. Dacă sunteți pregătiți, vreau să vă relaxați și să ascultați cu detașare și cu calmitate orice informație urmează să fie dezvăluită. Să vedem pentru Zodia Fecioară care este percepția acestui nativ și să vedem după obstacolele posibile, fricile, dorințele, aspirațiile și alte informații din cărțile oracol. Pentru Zodia Fecioară în luna iunie apare o carte extraordinar de bună, este Cartea Împărătesei, o carte care vorbește despre această putere de a crea. Așa cum această împărăteasă este însărcinată, este fertilă, plină de idei și creativitate, așa și voi veți fi plini de grație, bucurie, creativitate, iubire. O lună în care simțiți că totul este roditor, că totul este frumos. O legătură deosebită cu mama sau poate că unele femei sunteți însărcinate sau vă ocupați mai mult de partea aceasta de a fi mamă. Iar dacă sunteți bărbați, cu siguranță e o lună în care veți fi îngrijiți cum trebuie, veți simți cu adevărat că aveți o persoană care să vă iubească. Văd așa o energie foarte benefică de iubire, bucurie, stabilitate. Să vedem ce vine peste, care e obstacolul vostru în această lună. Și obstacolul lunii este 3 de spade, wow! O durere de corazon. Această carte vorbește despre intervenția unei persoane în plus într-o situație de dragoste sau poate sunteți foarte bine, vă simțiți bine, dar cineva vă dezamăgește. Este o carte a dezamăgirii, o carte care arată că vine durerea sufletească ca urmare a luării unei decizii pe care trebuia să o luați, da? Că atunci când ai de ales între două persoane și poate amândouă îți plac, dar trebuie să alegi una și se frânge inima altei persoane. Da, 3 de spade arată o anumită dezamăgire. Poate fi legată de dragoste sau de relația cu familia, fiind împărăteasa sau în iubire uneori, da? Hai să vedem ce aspirații aveți, ce vă doriți în această lună. 2 de spade, cartea de dinainte de 3 de spade în care nu trebuia să alegeți. Da, foarte frumos cum tarotul vorbește exact povestea. Ce vă doriți este episodul de dinainte de 3 de spade, care e 2 de spade. Vă doriți să nu fi luat nicio decizie, vă doriți să nu trebuiască să alegeți între anumite lucruri. Vă doriți să nu mai luați nicio decizie. Sau cumva să vă dați seama care e decizia potrivită sau cum să faceți ca să evitați o anumită dezamăgire. Inconștient, ce manifestați din inconștient, din adâncul vostru și chiar nu știți că faceți asta, că atrageți? 6 de cupe, o carte superbă. Da, din inconștient aduceți persoane din trecut. Această carte reprezintă legătura cu trecutul, copilăria, copiii, reprezintă în general acea parte melancolică, când ne amintim de lucrurile frumoase. Și în inconștient, probabil că ați atras o situație în viața voastră ce are legătură cu o rană din copilărie, cu ceva nevindecat din copilărie sau din trecut. Dacă e o persoană cu care ați mai avut treabă și în trecut a făcut un lucru, foarte posibil ca și în viitor să vă dezamăgească din nou. Îmi pare rău că o spun, dar eu nu vreau să mint, mai bine vă zic adevărul. Hai să vedem și pe partea de trecut,
ce s-a mai întâmplat în trecut, în ultimul timp, ce lecții au mai fost. În trecut aveți 4 de spade. Doamne, nu mai spade în cartea asta, în etalarea asta. 4 de spade arată că în trecut ați avut o pauză cu cineva, o situație în care exact această persoană ați stat într-un somn adânc, lucrurile nu s-au mișcat, nu ați avut niciun contact sau ați fost forțați de împrejurări să nu mai luați nicio decizie, să nu mai mișcați, să nu mai mergeți în nicio direcție și poate că a trebuit să vă odihniți, poate ați avut un concediu sau în trecut v-ați concentrat mai mult pe interiorizare, să vă interiorizați, să vă ocupați de voi. Pe viitor, The Lovers, Doamne, iar o carte de decizie, nu vine să cred în Drăgostiții sau The Lovers. Cartea Drăgostiții este o carte a alegerii. Este, bine, în contextul ăsta, în acest tarot, poate nu pare chiar așa. Dar cartea Iubiții sau Drăgostiții, în această versiune, vorbește despre dragoste și, cum spuneam, la modul general, este și o carte a alegerii, în care trebuie să discerni din nou, să alegi dreapta sau stânga, să intru într-o relație sau să văd altceva, să mă ocup de altceva. Da, Îndrăgostiții, clar îmi vorbește că aici e vorba de iubire, mulți ați fost trădați, ați avut o problemă, vă gândiți la ce a fost frumos în trecut sau nu vreți încă să renunțați la cineva pentru că vă gândiți la momentele frumoase, are sens acum că vă toată crucea voastră în această lună. Dar pare rău că apare această dezamăgire care eu zic că e justificată. Bun, să vedem și alte cărți care ne povestesc despre această lună. Și începem cu cărțile din astrologie. Începem să vedem dacă avem, ce energie avem ale zodiilor, persoane din anumite zodii, domenii de viață, case, planete, care simbolizează la fel energie. Și aveți energia berbec, berbecului, da? Probabil că aveți legătură cu cineva din zodia berbec. O energie destul de greu de înțeles pentru voi, pentru că nu este o energie tocmai ușoară, este diferită, este grăbită, iar voi sunteți calculați. Deci aveți ceva care nu prea se pupă cu această energie. Da, poate fi o persoană din zodia berbec, poate să fie cineva, o competiție. Berbecul reprezintă energia competiției, a luptătorului, a războinicului. Puteți fiți în război cu cineva, vorba aceea. Pasiunea reprezintă, da, sexualitatea cumva, adică legătura cu corpul fizic, aparențele voastre. Vreți să lucrați poate mai mult la imaginea voastră în această lună și parcă sunteți așa foarte direct, căutați să rezolvați lucrurile rapid și da, energia asta de berbec care aparent vă invadează energia personală, poate să arate și această idee că puteți să fiți puțin mai egoiști în această persoană, în această perioadă, mai bossy, da, mai impulsivi și gata să contraatacați. Hai să mai vedem și alte energii. Sau ceva, la unii am simțit că s-ar putea să fie o problemă cu mașina sau ceva de rezolvat cu o mașină. Uranus, planeta libertății și a detașării. Uranus spune că în această lună veți avea parte de foarte multă detașare, de lucruri care brusc se întâmplă. Berbecul la fel face. Berbecul este la fel de brusc și agresiv, o energie destul de agresivă, care te impulsionează să faci ceva. Este acel impuls de acum fac, nu mai aștept, nu mai văd stânga-dreapta. Așa sunteți voi în această perioadă. Iar cu Uranus, care este o planetă a revoluției, spune a libertății, a detașării, a ieșirii din norme, poate sugera că o să aveți ori un succes brusc la care nu vă așteptați, da, o reușită, ori pur și simplu căutați să inovați lucrurile, se întâmplă lucruri neprevăzute legat de anumite competiții, persoane, certuri, da, multă diversitate, da, poate fi și o ruptură Uranus uneori. Ceva neașteptat.
Poate o ceartă neașteptată, o situație de dragoste neașteptată, care vă vizează mult și vă lovește în ego. Și vreți să fiți mândri. Energia vărsătorului, care are legătură cu Uranus. Același lucru sugerează, da, poate că aveți o relație experimentală, să zic așa, cu cineva sau cineva e prea nepăsător, libertin, excentric, detașat. Dar poate fi a voastră energia sau a persoanei cu care voi aveți legătură. Hai să vedem și un cuvânt cheie al lunii, totuși. Și cuvântul cheie se numește acțiune. La fel ca energia berbecului. Deci, nu, voi sunteți gata să faceți ceva. Aveți destul de mult ego în această lună. Adică fiți atenți la linia fină dintre personalitatea voastră și sinele superior, care sinele superior este... Dincolo de ego este adevărata noastră personalitate, suflet bun, care nu vrea să demonstreze absolut nimic, care doar este. Iar aici spune că ai curajul să te exprimi unic, da? Să-ți exprimi exact tot ce faci și e bine să te exprimi. Totdeauna trebuie, mai ales dacă sunteți femei, să fiți un pic pe calea de mijloc, adică să vă păstrați și din energia feminină. Hai să vedem mai departe. Simt ce se iau de aici. Trapped, wow! Vreți să acționați urgent pentru că sunteți legați la mână? Simțiți că vă blochează ceva, că vă ține captiv, poate o relație, poate o situație de la muncă, ceva vă taie aripile și nu vă place. Wow, am văzut 11 și 11, din nou în cameră. 11 și 11 clar vine să spună despre spiritualitate, despre întâlnirea cu persoane spirituale sau intrați în contact cu informații spirituale și faptul că vedeți video-ul ăsta este o dovadă. Dar văzând 11 și 11 veți fi cu siguranță ghidați și conștiința voastră se expansionează cu Uranus. Dar spuneam, aveți un pic grijă și la ego pentru că anumite lucruri veți vrea foarte mult să demonstrați și poate nici măcar nu merită. Adică atenție la ce merită cu adevărat energia voastră. Confesiuni. Cineva vă va spune un adevăr. Va fi clar. Veți primi niște mesaje. Poate vă va recunoaște cineva ceva. Nu știu cât de bune sunt aceste confesiuni, mai ales că avem cartea care spune că vă simțiți captivi. Poate de la aceste confesiuni nu știți ce să mai faceți, ce să mai credeți, cum să decideți. Intimacy, da? Cartea Intimitatea vine și ea și spune că sunteți intim cu cineva, că poate vreți să aveți o legătură sau poate aveți această legătură frumoasă, dar nu știu, ceva pare că se strică, doar că această carte arată în continuare o intimitate. Pe spate aveți commitment, acest angajament cu cineva. Nu știu dacă se vede, dar aveți un angajament cu cineva, ceea ce îmi sugerează că persoana cu care sunteți intimă, da, aveți un angajament, sunteți într-o relație sau ar putea fi, dar veți trece prin niște încercări înainte să fie cu adevărat bine între voi. Și aș vrea să mai scot totuși o carte. Loyalty, da. Unul este loial, unul greșește enorm. Nu știu care, cum este, voi știți mai bine. Of, vreți să aveți încredere poate în partenerul de căsătorie dacă este soț. Vreți să faceți lucrurile bune. Credeți foarte mult în acest legământ și această relație pe care o aveți indiferent de probleme. Asta văd. Dar cu cartea Trapped, cât de mult este real acest lucru? Cât de mult sunteți prinși în ceva și nu vreți să lăsați din încăpățânare? Nu că v-ar face bine. Și cât într-adevăr vă face bine o anumită relație, legătură cu cineva care este șocant și numai pentru el, berbec. Da. Lasting, da. Aici și multă sexualitate, multă energie și un pic de un fel de friends with benefits în alte cazuri, ceva interzis, ceva amant-amantă, fără commitment, adică fără angajament. Ce interesant! Într-o parte angajament, într-o parte ceva fără angajament. Poate că sunteți loial unui om care credeți că e angajat în ceva, dar de fapt nu este. Și voi doar credeți asta. Da? Energie sexuală, ceva interzis aici. Nu prea îmi place ce văd. Family pe spate. Poate aveți treabă cu cineva care are familie deja. Nu sunt aici să vă judec sau ceva de genul. Înțeleg chiar. Avem nevoie și de această lecție, doar că atenție, dacă
chiar credeți prea mult într-un om, să nu credeți orbește, atâta vă spun. Only you. Da. Vedeți, doar o singură persoană. O singură persoană după care tânjiți, după care vă doriți. Doamne, ce cărți au ieșit pe mine să cred. Nici dacă mă chinuiam, nu puteam să le adun pe toate împreună. Toate sunt de dragoste. Toate. Dar aici o problemă cu a fi înlănțuit în ceva. Ori sunteți într-o situație în care aveți deja pe cineva și mai vreți pe altcineva sau v-ați îndrăgostit de altcineva. E foarte complicat pentru că este o energie foarte bruscă, foarte neconvențională, neortodoxă, cu Uranus și cu Vărsător și cu Berbec. Toate trei sunt foarte neconvenționale energiile. Și atunci dacă ne uităm și la o chestie de genul cu commitment, cu angajament și o carte care zice non-angajament, e clar că sunteți între două persoane, una cu care aveți un angajament și una cu care n-aveți, dar e ceva sexual și vreți această persoană. Mai multe, cred că cel mai bine este să faceți o citire personală cu mine, să facem o consultație pentru că sunt multe de zis în cazul vostru și vedem exact cum poate e mai bine pentru voi. Poate doar pe final, două, trei mesaje de la înger. Ia să vedem. Planificare și organizare, finanțe și carieră și ultima, vei fi satisfăcut, da. Ce să mai țineți cont? Trebuie să planificați lucrurile mult mai bine. Clar, cu energia Berbecului, cu Uranus, e greu să planifici, totul e haos, acum se întâmplă, acum iau decizia, acum acționezi, dar totuși universul spune așa, vei planifica evenimente sau te vei organiza cu timpul și cu viața ta, cu prudență. Lucrurile se vor rezolva bine. Ocupă-te de organizare, ai nevoie neapărat pentru o mai bună desfășurare a vieții tale, a probabil unor situații. Finanțe și carieră, viața ta e influențată foarte mult de planul material. Te interesează finanțele și cariera, poți merge la un interviu, poți începe un nou job, ai idei bune de afaceri sau poți primi o ofertă sau e ceva acolo de rezolvat. Vei fi satisfăcut, evident, spune că în cele din urmă vei fi satisfăcut, vei fi mulțumit de lucrurile din viața ta, de o situație la care te gândești, se rezolvă și apare această stare de mulțumire. Cam atâta pentru voi, ne auzim și în privat dacă doriți și simțiți cu adevărat că vă pot ajuta.